În mini-vacanța de Sfânta Maria, botoșenii au petrecut, iar pe lângă vacanțe și grătare au adăugat și pahare cu alcool. Înainte de a produce adevărate tragedii pe șosea, o parte dintre șoferii turmentați au fost identificați în trafic de oamenii legii. Pe perioada mini-vacanței prilejuită de sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, polițiștii rutieri au fost la datorie și au reținut nouă permise de conducere. În cazul persoanelor depistate conducând sub influența alcoolului, dintre aceștia un bărbat de 33 de ani a fost depistat cu o alcoolemie de 1,28 mg per litru alcool cu în aerul expirat. În urma activităților specifice desfășurate de polițiști, au fost aplicate aproximativ 700 de sancțiuni contravenționale. Cele mai multe, 400, au fost pentru nerespectarea prevederilor legislației rutiere iar peste 230 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convățuire socială, a ordinii și liniștii publice. S-a acționat cu 18 aparate radar, iar ca urmare a neregulilor constatate, s-au reținut 45 de permise de conducere. Cuantumul valoric al sancțiunilor aplicate este de aproape 130.000 de lei.